vedete au sarcina de a ridica praful ulițelor României pentru a găsi fete și flăcăi de la țară. 4 dintre ele vor căuta fete, iar 4 vor alege băieți. Urmează să vedem în doar câteva minuțele cum i-a mers lui Cătălin Botezatul căutările prin Delta. Întâlnim la Miss de la țară cu cel mai tare flăcău al satului. Fete și 4 flăcăi așteaptă să fie culeși de prin toată țara de vedete să vină la București și să câștige premiul cel mare. Așa că domnului Cătălin Botezatu îi revine sarcina să mai adauge pe listă un flăcău. De aceea pornește într-o lungă călătorie prin praf și căldură mare, mon cher. Nimic nu-l sperie însă, pentru că visează la ce e mai bun. Aici au plecat foarte mulți caiaciști, foarte mulți canotori. Sper să găsesc unul care să arate bine, să putem cine știe, îl facem și model. Dacă arată bine, pot să-l vedeți pe la Milano, pe la Paris, pe la New York, Maroc. Vom vedea. Comuna Ciamurlia de Jos e situată în județul Tulcea, în apropiere de lacurile Razin și Sinoie, atât de aproape de rezervația biosferei Deltei, încât pot spune că face parte din ea. Aici locuitorii se ocupă cu agricultura, sunt însă mulți cei care se ocupă cu creșterea oilor sau a cailor. Pescuitul și tăiatul stufului sunt ocupații de zi cu zi ale unei părți a populației. Aici oamenii se bucură când e căldură de peste 40 de grade, pentru că știu cum e când vine iarna și începe să bată crivățul. Așa că domnul Cătălin se poate considera norocos că a nimerit acum. Dar să vedem pe cine a nimerit să-i fie ghid în comună. Ajungem la primărie, unde cu ajutorul, înțeles că e o primăriță tânără, n-am eu norocul ăsta. O doamnă primar care o să ne ajute, așa, cât de cât orientate, să ne spună unde sunt băieții, flăcăii frumoși. Poate nu-i găsi eu băieți pe aici, dar poate îmi dă primărița un teren pe aici, pe Delta, să fac vreo căsuță, un resort cu fonduri europene. Bună ziua, bine ați venit la noi în localitate Don Ciu, mă numesc. Mulțumesc că știți ce căutăm. Da. Și mă bazez pe sprijinul noastră pentru băieți frumoși. Avem băieți frumoși, da? Harnici. Deci majoritatea o să-i mai găsim pe șantier, așa că sunt la muncă. Foarte bine, că înseamnă că muncesc, nu da, sunt ca generația asta care nu face nimic. Mai avem și câțiva la barul de peste drum, încercăm. Păi mergem și la bar. Da, păi încercăm, la bar, sigur, așa-i. Acum, e păcat să nu încercăm. Peste tot, peste tot. Ci le-a pus cărciuma în drum. Așadar, la atâția băieți muncitori în sat, căutările încep de la bar. Noi suntem de la Miss de la țară și facem o emisiune specială, o să vezi, super, super frumoasă. Și participi? Vrei? Da, seara. Îmi place, uite, hotărât. Hotărât, De ce nu încercați, doamna primăriță, și la Costela Braze? O să încercăm. Unde să mai încercăm? Mai ne ducem la băieți. Da, știu. La Costel, mergem și la Costel. Da. 14 ani și 15 ani jumate. Să nu pun ce. Veniți diseară pe Izlaz? Da, da. Să vă încercați norocul? Da. Da? Păi de ce nu? Ce fain. Aici ce magazin e? Suntem și în magazinul ăsta, să vedem ce e aici. Băieți, n-aveți pe aici. Unde? I-ați ascuns? I-ați ascuns pe aici? În depozit? E unul care se ascunde pe aici? Băi, unde ești, mă? De unde ești? Ce dacă e de la Tulcea? A venit în vacanță, nu? Erai bun, dar asta e. Dacă nu ești din sat... Lămurit că nu face nicio brânză dacă stă la taclale prin centru, Cătălin pleacă împreună cu doamna primar către șantier, ci că acolo ar fi toată floarea comunei.
Băieții tineri, în general, sunt pe șantierele deschise la noi în localitate. Avem un proiect pe 3-2-2 și forța de muncă e din localitate. Și mai avem un 577 cu extindere canalizare, tot la fel, cu forța de muncă din localitate. Este problemă generală la nivel național. Da. Vă salut! Unde veniți? La șantier? După șantier plecăm pe... Cât ani? 18 ani? Da. Și nu vrei să vedeți la emisiunea noastră? Sunt cam ocupat, nu știu. Ce treabă ai? Munca cu toate. Păi până la ce oră te muncesc, mă, ăștia? Până la 5:30. Păi tot mai bine, la 6 ți-ai făcut în duș, ai venit pe izlaz. Ok. Vii? Să muncești la 50 de grade în construcții pe stradă e un calvar. Dar din punctul meu de vedere, bravo, aveți nota 10. De ce muncesc aici? De ziua! Asta, de avem ceva pe aici? Că nu e nicio rușină. Cătălin, ce faci aici? La muncă. Ce faci de seară? Acasă, după program. Păi după ce te odihnești, vii pe izlaz? Da. Poate, cine știe, ajungi la București la finală. Da, de ce? Păi de ce, mă? Nu sunt așa frumos ca să fii. Da, noi nu căutăm neapărat. Trebuie să fie frumos. Băieți frumoși, că căutăm băieți muncitori. Asta nu e un concurs de frumusețe. Dacă nu ești muncitor și nu realizezi ceva în viață, degeaba ești frumos. Ambalajul e perisabil de obicei, să știi. Fără să fie prea convins că ar avea vreo șansă, băiatul își vede de treabă, iar vedeta încearcă să convingă alt flăcău, coleg cu primul. Salut! Câți ani ai? 23. 23, bravo! Și tu la fel ca și colegul aici? Da, ce și să facem? Pe toate, iar acum, să vedem. Băiatul a acceptat rapid invitația lui Cătălin. Vă așteptăm în seară. Dar următorul pe care căutătorii au pus ochii pare să fie cam sălbatic. Hai, coboară jos! De ce fugi? De ce fugi? Nu e vorba de înscris, dar măcar vorbești cu noi, adică nici nu vrei să vorbești? Și ți-e rușine? Cum? Nu vrei rușine. Păi și atunci cât ai? Păi și atunci de ce? 26. Mulți înainte. Mulțumesc. Și de ce nu ai așa încredere în tine? Ok. Păi trebuie să ai încă de la 26 de ani. Așa. Nu vii de seara pe izlaz? O să vin. Vii? O să vin, de ce să nu vin? Hai, cu ce te ocupi aici? Eu cu zootehnia. Animale, îți plac animale. Ești foarte muncitor, auziți? Eu, uite, păi îmi părea chiar rău să nu. Am, puțin cam timid, dar asta e. Hai, vino, poate-ți găsești și jumătate pe acolo, da. Copăr, fii și fete. Așa. Și aici și la București. Nu prea să bag aici pe noi. Alt băiat neîncrezător. Parcă la Ciamurlia s-a răsturnat căruța cu negativitate. Dar cei doi nu se lasă și pornesc mai departe către casa unui flăcău priceput la de toate. Dau cu gled, cu lavabil, pun parchet, să tai cu drujba, să crăb lemne, să... Probe și... Tot. Păi trebuie să dai o probă, să vedem ce știi să faci. Asta sunt cu o tracțiune pe spate, pe patru roți, pe... Nu-l lua pe cel mai simplu de spart. Dau pe ăsta, femeie. Ia. Nașpa lemnele asta, un nodul, cred. Nu l-am ascuțit aseară. Dacă bagi lemnele asta în foc, așa... Nu trebuie și ele făcute așa mărunțite, frumos, mai micuțe, ține, așa. Nu mai groase, că ține focul mai mult. Păi, dar ce sobe aveți dumneavoastră aici? Teracote? Bine, dacă ce-ți dumneavoastră acum. Ce mă, vrei și tu la mis de la țară? Ok. Ești chiar porc, man. Mare. Deci eu n-am văzut porc care să urineze în halul ăsta, stând pe burtă. Porc. Asta e cald de tracțiune, nu? Da. De călărit, nu? Bă, da, mi-a zis și călărit. Știi să-l călărească? Uimit de atitudinea porcului, Cătălin își îndreaptă atenția către flăcău și către calul lui, intitulat Dan. Cei doi ar trebui să facă un fel de paradă prin o gradă. Azi pe cal te-aș vedea venind. Păi bune, e fiță. Ok, bine. Baftă multă, odihnește-te acum că
ai nevoie să puneți o mască, fă-ți mască cosmetică. Da, mă, de ce? Mai trage flotări. De ce fugi, mă? Vrea să vină pe poartă, dar nu? Unde fugi, mă? Vino încoace, mă. Ești rușinos? De ce ești? Salut, eu sunt Cătălin. Cum te cheamă? Mihai. Și ești rușinos? De ce ești rușinos? Uite, ești frumos. De ce? Mi-a spus mai multe fetele. Ți-au spus fetele, nu? Eu am venit să te chem diseară la... Păi îți las. Știi câți bani câștigi? Dacă o să câștigi? De unde știi? Să ai încredere în tine. Cum? 10.000 de euro. O să încerc. Vii diseară? Încă unul plin de încredere în el. Zici că a tunat și a adunat. Cătălin însă are viziune și îl și vede pe podium. Hai, de uite, ești frumos, ești nebunit de manechin. Ce înălții mei? 1,72. Cât? 1,70. Hai mă, că n-ai 1,70, mi-a stai drept. Hai 1,80, cum? Hai, vii, da? Te aștept? O să vin. Nu mai fi așa rușinos. Ai un tatuaj? Ce o gagica asta? A, nu. Și mă asta? Un cap de ceva. Un porc? Cap de tigru. Băi, ești nebun. Dar ce? Uite și eu am tatuaje. Uite, 1, 2... Stai mă, că tigrul ăsta mai e foarte interesant, tigrul ăsta nene. Știu, la un începător. Samuel, dacă vrei să desenezi eu un tigru mai tare. Aha, lasă, diser, hai. Bine, te aștept pe aici la da? La odihnește-te să dormi, da? Ai și fugit. Doamne, fugi să nu te vadă nimeni. Salut! La tine venim, să știi. Cătălin. Cu doamna primarul știi, nu? Câți ani ai, George? 23. 23. Ce te copii? Cu construcții, chiar construcții. De la lucru am plecat azi. Toată lumea face construcții aici. Uite, ia, stai. Deci te aștept, da? Da, da. Ia să vedem. Salut! Bună ziua, domnul Cătălin. Bine ați venit. Cum te cheamă? Mă numesc Șanga, domnul Pro. Da? Sunt din aceste zone, din aceste sate și am Șambutea. Câți ani ai? Am 19 ani. Ești la școală? La școală, da, în Constanța. Sunt băiat de oraș, dar stau doar la ești țară. Ești băiat de oraș. Da. Aici te-ai născut? Aici m-am născut, aici duc mai departe. Avem toate treburile aici. Familia aici? Familia, toți suntem aici. Ferma agricolă, ne ocupăm cu toții de această afacere la țară. Se pare că domnul Botezatu a lovit jackpotul. A găsit un frumușel cu vorbele la el, aranjat și perchezuit. Te, aici doar mi-am pus o cămașă, nu am nimic. Nu, că e destul de fashion așa, nu? Te da cu gel, văd. Eram plin de pământ, ia să mă ștept puțin că... Bine, eu zic să vii că, din câte te văd eu, ai șanse. Vă salut! Cătălin, sunt Botezatu, încântat să vă cunosc. Aveți un băiat? Da. Da? Câți ani are? Are vreo... 7. Și cu ce se ocupă? E la liceu. E la liceu? Tatăl îi ține pe cei doi la poartă de vorbă cât timp băiatul se pregătește. Aflăm că flăcăușul se numește Bebe și e licean. Îi pregătește trusou. Bebe, nu spune toxidomă! Gripa aviară n-a început de aici? Să iasă în costum de baie direct. Ce faci, măi, Bebe? Făceai baie și te-ai spălat? Salut! Da. Câți ani ai? 16. 16 ani? Da. Noi suntem de la Miss de la țară. Ai auzit de emisiunea asta? Da. Vrem să vii diseară pe Izlaz. O să vin. Vii? Da. Da? Da. Salut! Hai, ne vedem! Salut! Poftim! Mai lungă așteptarea decât toată conversația cu Bebe. Se pare că băiatul era oricum convins să vină. Foarte cald. Foarte cald. Salut, mâna! Cea mai mare admiratoare, toată viața mi-am dorit să vă cunosc. Da? Toată viața mi-am dorit să-l cunosc pe Cătălin Botezatu. Uite și am venit la dumneavoastră. Băiatul? Băiatul, da. Câți ani are băiatul? 21. Băiatul la cei 21 de ani știe să vorbească și singur, dar deocamdată nu are loc de ceilalți. Doamna primar te laudă, să știi, peste tot. Și doamna primar și alții mai critică.
se poate. Liniște, nu te pot iubi toți. Cine... Da. Eu am o vorbă, cine te iubește, te cumpără, cine nu te vinde, asta e. Așa și de domnul Cătălin, pleacă în India, nu spune, nu anunță presa, da. Unde e Cătălin? Bai bolnav, ba nu știu ce. De ce nu sunt soară Tania Budi? Ba nu știu ce. Uite, sunteți la... Uite, da, chiar, eu? Chiar, chiar acum m-a sunat de la ziar să mă întrebe dacă m-am recombinat cu Tania Budi. Acum. Dom'le, sincer, eu vă spun că vă potriviți, dar cel mai bine v-ați potrivit cu Simona Gherghi. Să trecem peste, că nu de asta am venit. Am venit să aflăm lucruri despre băiat. Cum ar fi că-i plac caii și că o să ne arate și nouă tot ce știe să facă cu ei. Cătălin Botezatu n-a uitat că a venit aici pentru băiat și nu pentru maică-sa. Dar e cam greu să-i țină piept femeii. Nu, soțul meu nu este gelos pentru că știi. Păi de ce? De ce? Doar cum să 26 de ani. Mulți înainte, cum să fie gelos? Toate bulendrile. Adică acum sunt așa, dar când ies pe stradă... Păi de seara să vă vedem când veniți la... Pe Islaz. Te aștept de seara. Da? La 6. Salut, mâna! Păi nu intrați înăuntru? Măcar un pahar de șampanie rece! Oh, mălă! Hai, domnule, nu-mi din Franța! Cum să mă refuz? Domne, șampanie tocmai din Franța, rece, pe căldurile astea, ar pica la fix! Dar Cătălin mai are de căutat băieți și timpul se scurge repede! Ce faci? Foarte bine, pe acasă! Foarte bine? Da, noastră? Uite, am venit să te invităm la o emisiune! Cu ce te ocupi? Momentan pe acasă, am lucrat ca ospătar, barman, momentan acasă. Și acasă ce faci? Cu animale, cu... Ce animale? Ne-ați ce animale ai? Da, hai, hai să ne arăt. Hai. Porcule. Nu vine, îl doare în basket, nu vrei. Că sunt puturoși nu e mare chestie, dacă răspund la chemarea Gucci Gucci, asta îl impresionează pe Cătălin. Gucci, Gucci. Prada, Pacioti ceva, Yves Saint Laurent. Deci eu porci mai leneși ca în această stațiune, tu localitate n-am văzut în viața mea. Ăla se urina stând pe burtă, ăsta nici măcar la mâncare nu vine. A, te uiți, ia, Gucci, 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 Gucci. Nu vreau nici la bani. Nu e chiar un Gucci. Acum mi-am dat seama de ce nu vine afară. Era jena. Lasă-l. Lasă-l. Hai, ieși, 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 că e păcat de tine, bă. E, dacă vă vedeam înainte ce făceam eu cu penele voastre la colecția mea Birds. Găinile omului au scăpat, dar următorul băiat nu scapă de gura lui Cătălin, care e hotărât să-l ia la preselecții. Cum îl cheamă? Daniel? Daniel! Salut! Cătălin. Dani. Ce faci, Dani? Bine, acasă. Cu căldurile astea, nu? Așa, puțin. De cum află că băiatul e la seminar, nu-l lasă până nu cântă ceva. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Soborul îngerei s-a mirat văzându-te pe tine. Ce să te jenezi? Eu am un manechin care e preot, așa că... Dar de ce nu am de ce să mă jenez? Chiar cu chestia asta mă mândresc. Dumnezeu înainte. Așa. Lili? Lili? E un băiat sau o fată? Lili? Dormiți? Băiatul frumos dormea dus și atât de pierdut era în lumea viselor că n-a putut să scoată două vorbe cu musafirii. Ai venit de la muncă acum? Mai devreme. Ce muncești? Armă. Ce să mai zicem, somn ușor. Cătălin se retrage și el, dar nu la culcare, ci spre locul unde va avea loc preselecția.
să vadă câți flăcăi a reușit să adune în căutările lui. Căutările au fost destul de sinuoase și greoaie, pentru că e un sat și o comună care se întinde pe o mare suprafață de teren. Se ajunge foarte greu la ei. În aceste locații am găsit băieți tineri de 17, 16, 18 ani care munceau la propriu cu mistria și lopata în mână. Extraordinar, admirabil, bravo băieți! Doamna primar, vă mulțumesc mult de tot pentru că ne-ați ajutat. Ați fost o gazdă și ca orice edil, minunat. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. O zi frumoasă. Sănătate. La revedere. Să rămână. Băieți, fete, ceva? Aici simt eu. Simt că aici sunt băieți. Au, n-are frână să-mi bag picioarele. După ce a cutreierat ulițele și și-a umplut pantofii de praf, Cătălin Botezatu a reușit să aducă la preselecții destui candidați. Satul așteaptă cu nerăbdare să înceapă probele, dar Cătălin mai face niște ultime racolări din public. Tu de acolo, ce faci, nu vii? Da, ce nu ai? O să vă pare rău, 10.000 de euro. Se ascunde cineva după stufa aici? Ți-e rușine? Haide! Bravo, uite, satul te încurajează. E timpul să începem. Cătălin o ia ușurel cu prezentările. Cu ce te ocupi? Șofer. Șofer, unde? Da. Sună telefonul. Ia cine? Lugagica, nu? Posibil. Cu ce te ocupi? Casnic. Poreclă? Popa. Mi-am adus aminte că astăzi ne-a și cântat. Cu ce te ocupi? Casnic. Pe acasă ce faci? Mai mult dur. Cu ce te ocupi? Muncă cât de mult. Da. Poreclă? Bujie. Cum? Bujie. De ce mă faci când tăi? Charman? Ce băuturi știi să prepari? De toate. Ia zi, cum se prepară un cosmopolitan? La noi la țară nu se vede astea. Poreclă? Palmar. Cum? Palmar. O să știi că asta cu palma și cu bătăturile în palmă e discutabilă, lasă. O gică. O gică? Da. Hai, mă, că ești mai frumos decât o gică. Candriu. Candriu înseamnă nebun, adică spatinează biscuiții? Sunt rău ăștia, sunt invidioși. Candriilor. Poregla? Bebe. De ce? Că sunt mic, așa. Jvarță zărad. Cum? Jvarță zărad. Jvarță ză? Adică jvarț. De ce știi tz? Și-ai scris. A, păi, deci, știm că se scrie cu tz. Da. Cum v-ați putea descrie voi, doar în trei cuvinte? Nu știu cum să zic așa, nu știu să mă exprim. Nu știu cum să zic, nu știu. Orgolios, timid și muncitor. Cel mai mare defect e că sunt gelos. Stai să nu mă gândesc. Muncitor, orgolios și sensibil. Cu minte. Eu sunt muncitor, puțin neascultător, dar măcar sunt frumos. Cătălin a nimerit un sat de băieți muncitori geloși, dar cu minți și sensibili. Ori fi și pricepuți la ceva, vedem imediat în proba care trebuie să scoată din ei talentele ascunse. Uite, ăsta e un talent, de exemplu. Șmecherea. Primii flăcăi aleg să arate că pot juca fotbal. Surprinzător, așa-i? Următorul ne întrece toate așteptările cu un șlagăr bine cunoscut de toți ortodoxi și practicanți. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-te pe tine între cei morți socotit fiind. Dar satul Ceamurlia are și alte șlagăre pe care băieții le zic așa, din suflet. Eram tânăr cu speranță,
Și aveam 20 de ani și am iubit o copiliță de vreo 15-16 ani. 16 ani și doi ochi negri i-am văzut acum 5 ani la un curs de stradă îngustă la spitalul Colentina. Dragostea rupe inimi la Ciamurlia, iar noi urmărim în continuare un băiat care rupe spinarea calului. Ce faci acum? Vrăjești calul? Mai sunt și unii care își pot doar declara talentul și de ciudă că nu-l pot demonstra, trag niște flotări. Talentul meu e de dat cu gleb. Să dai cu gleb? Da. Alt talent n-ai? Nu știu să ne spui un banc, să ne cânti ceva. Să fac niște flotări doar. Fă flotări, hai să văd, hai. Dar băieții nu se opresc din al lui Mipe Cătălin. Urmează să vedem câțiva care își mimează talentele. Îmi place să pescuiesc. Îmi place să pescuiesc. La nebunie chiar. Deci ajung la balt. Așa. Iau râma. O râmă. Un vierme. Bag râma în ac și o arunc. Păi hai arată. Păi iau undița. Așa, păi e. O ui la ac. Arunc. Dacă ai lansetă, arunci așa. O pui pe asta, nu? Da, da. Și stai și te uiți. Și te uiți și vezi că trage, nu? Vârful când face tic, 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 ce cum faci? Hai, iei. Ai făcut țac, țac și mulinez. Păi nu? Am să vă pun niște întrebări. Aparent simple. Dar dacă veți fi atenți, veți ști să răspundeți la el. Tatăl Mariei are 4 copii. Pe primul îl cheamă Nano, pe al doilea îl cheamă Nino, pe al treilea îl cheamă Nin. Cum îl cheamă pe al patrulea? Nu știu. Maria. Maria. Deși e plin de găuri, reține multă apă. Ce este? Buretele? Te-a șoptit. Te afli într-o cameră întunecată. Ai un singur chibrit. În cameră este o lampă, un cuptor, un șemineu. Pe care îl aprinzi primul? Șemineu. Lampa. Ca să vezi. Chibritul. Chibritul, mă, păi, dar... Este făcut din lemn, dar nu poate fi tăiat. Topor. Rumegușul. Ce merge la început în 4 picioare, apoi în 2 și la sfârșit în 3? Copilul. Omul. Ce este negru când îl iei? Roșu când îl folosești și rămâne la sfârșit cenușiu. Cenușe. Eu. Cărbunele. Cărbunele, bravo. Ce face un iepure când împlinește un an? Îl tăiem. Merge pe doi. Merge pe al. Pe al doilea. Bravo, ăsta e răspunsul. Hai, 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 să te văd cum te miști. Hai la popa, hai. Am fost puțin dezamăgit la început pentru că nu găseam ceea ce căutam, ceea ce mă caracterizează. Ok, hai, da. Hai, următorul. Eu quero ci, 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 ci,
am găsit foarte mulți băieți haioși, dornici de distracție, de afirmare. Bine, bine! Pe tine te iau animator! Mi-aduc aminte de puștul la Bebe. Foarte haios, e un fel de mascota satului, susținută de sat la, în unanimitate, dar care nu avea alte calități în afară de acelea de a face să râdă un sat. Nu va putea merge mai departe, va rămâne, din păcate, mulți vor rămâne la stadiul acela. Haideți toți băieți aici în mijloc să dansăm, să vă văd pe toată dată, hai! Haide, haide, haide! Sunteți inteligenți, ați dansat, dar aș vrea să văd cât de romantici sunteți. Deci, o declarație în două, trei versuri de dragoste în timp ce faceți o flotare cu o fată în spate. Deci, uite-mă în ochii tăi, o să încep să mă drogosez și o să vin cât mai des pe aici, dar nu mai pot. E foarte frumoasă. Te iubesc până o să mor, până când mă-i face popă. Ești ești luna de pe cer. Iubito, în ochii tăi văd tot Parisul. Aș vrea să fiu o mică stea, să cad ușor pe pena ta, să rup buzele dulci înainte să te culci. Deci e romantic rău de tot. De câte ori mă uit în ochii tăi, și nevoia să spun că te iubesc și că e cea mai frumoasă fată în lume. Tradum că n-am înțeles nimic. De câte ori mă uit în ochii ei, simt nevoia să spun că iubești și că e cea mai frumoasă fată în lume. Pe prietena ta? Așa. Te iubesc din corazon, nopți și zile după tine, te iubesc și te ador și după tine. Nu e corect, nu e corect. Frumoasa mea din fundul curții, te iubesc dezrupt papucii, te iubesc și te ador ca pupui de curcăcior. Ești pregătit? Te iubesc și știu că mă iubești și știu că vrei să te căsătorești cu mine. Te iubesc! Cine? Ia! Fata, Bianca. Bianca? Băi, ești nebun, o cheamă Bianca? Fii atent, ascultă-mă pe mine. Asta cu nume de Bianca, îți nași pa nene. Pentru ca băieții să treacă peste sentimentul că mor de durere de spate și fetele să treacă peste traumele provocate de așa declarații, Cătălin îi duce pe flăcăi pe terenul lui, la defilare. Uite, vreau să vă arăt. Porniți de aici frumos, elegant, stați drept, faci o defilare, uite așa, o poză. Bravo, foarte bine, bravo. Atitudine, atitudine, stai drept. Hai o gică. Next. Bine, bine. Hai, bebe. Bine, bine, bravo. Hai, unul după altul, hai. Puternici ca taurii băieții din Ceamurlia, dar să vedem cum stau cu flexibilitatea la proba de limbo.
gata cu distracția. Revenim la lucruri serioase. În cele ce urmează, băieții trebuie să arate că știu să facă reclamă satului lor. E o zonă prea frumoasă. O zonă frumoasă la malul deltei, cum ar veni. Deci veniți la Lunca pentru că e frumos pe malul mării. Malul lacului. Lacurile noastre face legătură cu Marea Neagră. Vă rugăm să veniți în comuna noastră, deoarece sunt foarte multe puncte turistice. Vă aștept în comuna cea muleată jos, deoarece sunt fete foarte frumoase. De aceea vin turiștii străini la noi, vin la un pescuit, la o plimbare cu barca. Să facă poze, să relaxeze. La noi în Ceamurlia pot atrage, nu știu, dansurile din discotecă. Avem o discotecă foarte frumoasă chiar. Doar câteva momente ne despart de momentul în care vom afla care sunt cei 6 care merg mai departe. Dar vreau să vedem cât de naționaliști și cât de bine cunoașteți arhaismele, regionalismele din zona voastră. Spune-mi și mie ce e aia o teică. Ou lupă. Vezi? Pisălop. Are pisează usturoi. Cucușincă. Nu știu. Este un păduche de la pui. Curnic. Coteț. Bravo. Târpan. Te tăiat iarbă. Tăiat iarbă. Ce la astar? Stuf. Un stuf mai mare, nu? Căună. Ce e? Pepene. Pepene galben, da. Pristelcă. Pristelcă, nu știu. Șorți. Șorți, bravo. Ce la vostac? Broască. Sunt niște vânturi care bat în zona asta. Gata, următoarea întrebare, că la asta ne-am lămurit. Ce-ai face cu banii dacă o să ai câștiga? Aș opri pentru mine și aș ajuta și oamenii săraci. Aș face o biserică. Mi-aș lua un cal mai frumos decât ce am. Aș asfalta străzile. I-aș dona un azil de bătrâni. Mi-aș lua o casă, o mașină și aș face o sală de sport. Aș deschide o cantină pentru cei săraci. Un hotel și plajă pentru turiști, să vină turiști din toate țările. Așa îmi place de voi că sunteți toți ipocriți. Pentru că sunt sigur că atunci când vă vedeți cu banii, sigur că o să uitați și de bătrâni, și de biserică, și de bloc, și de scara blocului. Acestea fiind spuse, băieții cei darnici au scăpat de probe, căci preselecția a luat sfârșit. Fără să delibereze prea mult, Cătălin Botezatu se apucă să-i împingă în față pe preferații lui. Aceștia sunt cei 6 finaliști de mâine. Felicitări! Alegerea mea a fost făcută în primul rând din punct de vedere vizual, impactul vizual. Dar, repet, am încercat să iau și oameni care au demonstrat și altceva. Am vrut să demonstrez atât mie cât și celor care îi văd pentru prima oară și telespectatorilor că sunt în stare să facă show. Sunt la nivelul lor, vorbind de oameni de la țară, sunt în stare să facă un show și culmea unul de calitate. Așteptam să intru în finală. Cred că m-am ales din cauza fizicului. Cred că sunt genul lui. Chiar nu mă așteptam să intru în finală, deoarece a spus că are nevoie de niște persoane, băieți, care să fie mai puternici, deoarece probele vor fi mai grele. Și mă gândeam că sunt destul de slab și nu o să mă conformez cerințelor, dar până la urmă am intrat. Dacă așa am luat București, mi-aș dori să învăț cât mai multe, să prind mai multă experiență și să cunosc cât mai multă lume. Sunt cel mai tare și vreau să câștig la București.
Băieții vin, dar parcă nu prea-i trage ața. Cum au dat cu nasul de baltă sau că am prins că-i paște o probă care-i depășește. Suntem pe malul apei. În fiecare barcă aveți un prostovol. Am zis bine? Da. Am zis bine, mă rog, să nu fiți ca prostovolul la sfârșit, pentru că trebuie să-mi aduceți pește. Teoretic sună bine, craii de baltă trebuie să ia barca, să ajungă cu ea într-un loc stabilit, să arunce prostovolul, să prindă pește și să vină repejor cu peștele la cântar. Practic, având în vedere că băieții bălților n-au dat la undiță în viața lor, să vedem. 3 și start! Și start! Ce dracu, măi, tu nu te duci în stufăriș? Vai de capul nostru! Zici că ai aruncat balast. Mă rog, treaba ta. Ai prins ceva? Experiență. Cowboy, ai prins ceva? Experiență și la tine. Măcar păstrați iarba aia, lintița aia, că o cântărim pe aia. Ce e, Popo, nu știi să înnoți? Nu prea. Bate niște rugăciuni acum, niște mătămii. Poate te ajută. Vedeți dacă vă place doar fotbalul? Papă! Dar nu mă mai descurcă pe ăla. Popo, tu vrei să mergi cu spatele? Da. Cum vrei tu? Aaaa, l-ai spart și barca. Dă-i cu rugăciunea! Zi! Ce faceți, vă împrieteniți? Ok, merge, hai, hai. Da, mă, e ok, împingeți-vă unul pe altul. O poți să știi că apare 1,5 metri, poți să cobori și să împingi barca. Accident naval, buf! Dacă ar fi să mănânce familiile voastre ce prindeți voi, vrei să nu-ți dai cu plumbe aia în cap, Popo. Aruncă! Ai prins o barcă! Bravo, Popo! Măcar l-ai aruncat. Ai scăpat de el. Sunt varză. Varză, varză, varză. Dacă vede Pațachi, cred că se sinucide. Și ăsta a aruncat bine. Dimineața lângă lac pescarul amator își cânte numai pentru el un cântecel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor. Băi, vă râd și caprele alea, ia uite. Uite cum râd caprele alea de voi. Nimic? Ia să ai vedere de la fete. Eu de cârligul undiții atârn mulți viermișori. Și ce faci de noi, ispitești pe pești cu viermișori. Băieți, evaluare la testul specific zonei, 0. Cântarul uscat, neatins. Complet nemulțumit de rezultate, Cătălin Botezatu le mai pregătește un test băieților. De viteză cu o canoe. Dacă nici acum nu demonstrați că sunteți forțoși, pă bune, nu vă iau pe niciunul la București. Păi ce, eu dau 60.000 de euro dacă ar fi să-i luați oricui?
Eu. Mai încerci o dată? Nu mai încerc nimic. Cum mă? Renunți? La prova asta renunți, dar cum e genul meu? Pe care e genul tău, mă? Nu mai e păcat, nu mai e păcat. Hai mă să mai încerc o dată. Faz slalom? E bine și așa. Direcția e în partea aceea. Mă rog. Păi stai, a plecat pe partea aia. Gata. Ia să-l văd. Popu, ești gata? Da. Ți-ai zis rugăciunea? Cea a doua probă n-a fost Marius. A scos cel mai bun timp, 2.56. Urmat de Florin, Cristi, 3.33, Ionuț, 3.38, Scafandri. Aveți timp maxim 45 minute să ajungeți acasă la voi, pentru că vreau să vă cunosc și în habitatul vostru. Să văd, să-mi povestiți despre voi orice, orice vreți voi, orice tâmpenie vreți voi sau orice lucru serios. Vreau să vă cunosc mai bine. Ia să vedem pe unde. Ionuț? Da. Unde ești? Bine ați venit. Salut. Să trăiți. Cum ești? Bine. Ești bine? Ok, da? Foarte bine. Ionuț nu așteaptă întrebările vedetei, ci începe să se prezinte cu pasiune și precizie. Am muncit de mine, mi-a plăcut să muncesc. Studii multe n-a făcut că nu prea am fost ok cu școala. Dar în schimb am muncit, am fost un băiat cu minte. Ce înseamnă n-am fost ok cu școala? Nu prea mi-a plăcut în primul rând nu prea mi-a plăcut și al doilea mi-a plăcut mai mult munca. De mic am iubit animale și iubind animale, logic am iubit și munca. Ce animal ai? Cai, câini. 200 de oi. Suflet bun am, cine îmi cere, deci chiar e un defect la mine. Deci eu dacă vine unul și îmi cere, ce am eu? Dacă vine unul și cere calul, îi dai? Până la cai. Mă refer la lucruri, nu la cai, fără cai. Asta e, știi cum e la, alții spun până la nevastă și mașină. Nu, eu până la cai. Tu spui până la cal până și la nevastă. Și nevastă. Deocamdată n-am. Ai prietena? Am. Îmi place de tine că tu nu spui nu, nu ai nimic, fac orice. Fac orice și mă adaptez, încerc să mă adaptez, eu mă știu eu, deci eu mă adaptez la orice situație. Cătălin Botezatu a ascultat cu mare atenție autocaracterizarea lui Ionuț, iar la final și-a permis să-i dea un sfat de viață. Cel mai important în viață trebuie să ții minte că atitudinea și personalitatea sunt cele care, cu care ai contact prima oară cu un om. Și dacă ai atitudine și dacă te vei impune într-un anume fel, vei avea multe de câștigat. Și ne vedem iseară. Am ajuns la Popa, sau Daniel, cum îl cheamă de fapt. Ce faci? Salut! Salut! Bine, vă așteptam. Ai făcut niște rugăciuni pe acolo? Aproximativ. Ai mai făcut niște mătănii? Câte puțin așa. Ce scriu pe aici?
liniștit, adică să nu fie gălăgie, să nu așa, dar la seminar e mai ceva. La seminar, Daniel a învățat nu doar să cânte binecuvântări, ci și lucruri mai lumești. Te-ai pensat? Te aranjezi? Te preocupă asta? Da, de când sunt la seminar, am început să mă pasionez destul de mult. Înainte, când eram la sat, aia, o freză banală și atât. Dar acum nu mai e așa, mai mergem în altă parte, la o discotecă, la un club. Foarte tare, nene. Mâine, poi mâine, îți dai seama ce o să fie în biserică. Am fost la un club, într-o biserică, dezafectată, e adevărat. Cel mai tare club din lume, a fost o biserică. Pe Daniel l-a șocat destul. E timpul pentru Cătălin să meargă mai departe, prin soarele arzător, către următorul finalist. Am ajuns la Marius. Nu știu, nu-l cunosc foarte bine, n-am apucat el să-l văd, s-a înscris, din câte mi-aduc aminte, pe ultima 100 de metri. Hai să vedem dacă e acasă. Marius! Da, da, da. Ce faci? Bine. Salut. Salut. Să rămână, Cătălin. Vă salut cu respect. Ce-l recomandă? Ia să ne zic dumneavoastră că le cunoașteți mai bine. Eu? Nu zic că este un băiat foarte finuț, așa ca bărbat. Da. Un băiat foarte harnic și ajută bunicii. Cu da. Sapa, mai de și cu sapa, domnule, că fără sapă nu mâncăm. La Luceană, când el a îmbalotat. Familia e vorbăreață, însă băiatul pare timid și conversația cu el demarează greu. Și ești la școală? Am terminat. Ce ai terminat? Liceu? Nu, profesional. Făcut. Și vrei să mergi mai departe sau? Da, vreau să mă înscriu la Sera. Am lucrat până acum 2 săptămâni la un service, că am făcut electromecanică. Service auto? Da, la în Constanța. Ai ceva hobby-uri sau pasiuni? Îmi place fotbalul, practic. De 4 ani am jucat la o echipă, sunt Liga 4. Da, deci ultima ligă. Cât de da. Cât organizat. Da, da. Nu e doar așa pe tăpșan și gata. Nu, nu. Ai plecat de la țară la oraș? Nu, aș rămâne la țară. De ce? Păi e viața mai frumoasă aici. Și peisaje și locuri. Oamenii, nu? Oamenii, da. Sunt mai sinceri. Corect. Am venit la Mr. Gucci. Mă rog, cu celul Gucci. Bună ziua! Erai cu Gucci? Nu, momentan nu. Am dat să mănânce la Gucci. Să la da. Gucci, da? Am dat mai devreme. Foarte frumos la tine. Mulțumesc. Ești gospodar așa, nu? Da. Faci curat de gospodator? Da. Pe bune? Da, chiar fac. Zi-mi zi că n-ai ciucuri la covor. Mie mama când era mie mă punea cea mai tare pedeapsă era să dau cu pieptenul la ciucuri și cea mai mare umilință. Da. Florin a terminat școala de industrie alimentară, după cum singur spune, dar nu cu asta se laudă, ci cu gagicile lui. În momentul ăsta am cu o fată de 3 ani de zile. Mm-hmm. Avem o relație de 3 ani de zile. Câte ani ai? Eu? Da. 19. Adică stai cât la 16 ani? Da. Stai că nu înțeleg. Deci stai cu fata asta de 3 ani de zile, da. Dar nu mai înșel cu altă. Nu. S-a mort. Da. Nu te cred. Și până la 16 ani, de câte fete ai fost? 6, 7, cam așa. Am înțeles că tu ai lucrat sau lucrezi ca barman, nu? Da, am lucrat barman, salvamar. Salvamar, eu am lucrat vreo 2 ani de zile, la gura portiță. Ce salvai acolo? Oameni. Păi ce, să-l negoși acolo? Da. Ai salvat vreo sirene, ceva, vreo chestie, ai prins ceva acolo. Atunci ai avut alea 5-6. Da, da. Ca salvamar, le scoteai din apă, bușon la bușon. Încă o vizită încheiată cu succes pe ritmuri dobrogene. Cătălin își ia inima în dinți și pleacă mai departe. Am ajuns pe VIP-ia asta la Costel. Salut, ce faci? Vă așteptam? Costel are 27 de ani, e un tip mai retras și nu are prea mulți prieteni. Arată-mi și mie hainele ta preferată, favorită, care îți place ție? Asta. Tricoul ăla? Da. De ce? Le primi cadou de la cineva sau? Da. De la o gagică? Da. Să aduci aminte de ea? Câteodată. Cum o cheamă? Elena. Elena, uite, vezi? Costel, îți ține la loc de cinste. Trico, asta e care te-a părăsit, care urla aia seara, da, da. Te-a înșelat. Elena, nu-i frumos, tricoul de la tine e în dulapul lui și el e melancolic, asta înseamnă că e profund,
cu un băiat sentimental, iar ție să-ți fie rușine. Gata, ia lasă-mă cum mai sunt și altele, ia închide-te la pu. Mi s-a părut așa că tu ești, deși pare așa mai bătăios, ești un tip destul de nostalgic și de sentimental, poate da. Mai tăcut. Sunt mai tăcut, un pic rușinos. De ce? Nu îmi place să mă bag în... De orice înseamnă. Da, așa de capul meu. Mie, de la 14 ani, eu am rămas fără mamă. Ce s-a am o viață, am murit, era bolnavă. Și de atunci am zis că merg înainte și... De la moartea mamei, Costel locuiește cu mătușa și unchiul lui, care nu au copii și pe care îi ajută la treabă. O femeie dragă din viața ta a plecat. Îmi iubesc foarte mult și neamul. De mătușă. E ca o mamă, nu? Da. Te grăbești cu însurătoarea? Da. Da? Da. Vrei repede să te însuri, da, că am deja 27 de ani și mâine pe mine... De ce ești bătrân? Păi... mi se pare că da. Băiatului îi place culturismul, dacă ar avea bani, ar face o sală de forță în sat, unde să poată și el să lucreze. Și mai are o pasiune, muzica de suferință. Nu trebuie să mai asculti muzică de asta de corazon de suferință, că te deprimi mai tare, trebuie să fii mai... învață să fii pozitiv. Lasă trecutul deoparte, spune că nu regrezi nimic. Consideră că tot ce s-a întâmplat rău trebuia să se întâmple. E de la Dumnezeu, ăsta e destinul tău și ia partea bună a lucrurilor, ce se va întâmpla de acum încolo. Dar fii pozitiv. Cătălin Botezatu ar face bine să-și urmeze singur sfatul și să gândească pozitiv. Afară le așteaptă Vipia Dobrogeană și trebuie să o înfrunte până la casa ultimului finalist. Ce faci, măi, Cristi? Salut! Salut! Te pregăteai? Da, da. Da? Mai ai câteva ore. Da. Singur la părinți, Cristi e un băiat răsfățat. Și-a construit o casă doar pentru el și se laudă că multe lucruri le-a făcut cu mâna lui, din moment ce face o școală de profil. Tot ce se vede este construit de mine. Ei, nu spune. Tot ai făcut tu? Da. Parchetul tot eu l-am pus. Păi, stai puțin că aici avem de-a face cu un om foarte, foarte muncitor. Păi să mă apuc și eu de ceva. Am văzut cât de greu e acolo. Ai văzut cât de greu muncesc românii pe afară, nu? Pentru copiii lor. Normal. Da, văd că tu i-ai recompensat cu, totuși când te-ai întors în țară, cu munca ta. Ei a stat un 2 ani, nu, un an a stat în afară singur, eu am stat aici. Da, ți era greu fără. Da. Acum Cristi muncește la pădure cu tatăl, care de când s-a întors e ajutor de pădurar. În ce privește concursul, băiatul nu știe ce șanse are și nici ce ar face cu premiul. Se mai gândește. Ce te mai gândești, aș lua banii, i-aș da părinților, 4.000, e corect, și de 4.000 mi-aș lua gagica și m-aș duce 2 luni. Glumesc, cum se fac așa ceva? Eu sunt evreu, sunt și mai calculat. Auzi, da, gagica ta n-are bani? Nu sunt o familie foarte, foarte bogată. Păi și ce mă caută una cu bani? Sunt, ce dracu? Păi să vă învăț eu peste tot pe tine. Asta e. Fiecare... Nu sunt fete cu bani? Am văzut că fete frumoase sunt, dar cu bani nu sunt. Nu prea. Firea să fie, firea să fie. Lui Botezatu nu-i va fi ușor să-și aleagă un flăcău bun de dus la București, mai ales că se gândește tot timpul la ce băieți și fete aleg colegii lui. Dar poate că finala locală îl va lumina și va reuși să găsească unul cât de cât capabil să facă față junglei de ciment. Așadar, să înceapă finala de la Ceamurlia de jos. Mă bucur că și în această seară ați venit în număr atât de mare. Asta înseamnă că doriți cu toată ardoarea să vă susțineți pe cei 6 finaliști și, nu în ultimul rând, să aflați cel care vă va reprezenta zona la București, la Miss de la Țară. Să intre băieții, e timpul să înceapă finala asta odată, să vedem de ce sunt în stare craii bălții. Prima întrebare de baraj, ce anume îi recomandă pentru capitală? Aș putea câștiga acest concurs deoarece nu mi-e frică de muncă și am un suflet mare, cred eu. Aș putea câștiga acest concurs pentru că am trecut prin prea multă muncă. Cred că aș putea să câștig acest concurs pentru că, în primul rând, arăt bine. Cred că câștig acest concurs deoarece sunt înalt și sunt sigur pe mine.
Că nu le e frică de muncă, am înțeles. Să vedem cum stau cu dansul. S-ar putea ca altora să le fie frică atunci când îi văd intrând în discotecă. Ok, stilul tău, dar ia, mai lăsați-o, mai lăsați puțin muzică, ia, hai. Ok, fiecare cu stilul său, asta este, a fost foarte bine, aplauze pentru băieți. La dans, nu cred că ai și la vreun. Erau hilar, doar haioși, pur și simplu. Am spus că sunt puternici, sunt frumoși, dansează bine. Eu o să încep un vers pe care voi trebuie să-l continuați. Cum doriți voi, numai să aibă rimă. Azi, când am plecat la piață, mi-a picat capra în față. 18 ani, cât avea capra ta? Când eram eu mititel, aveam... Îmi puneam un cântecel. Merge mândra pe cărare când mă vede... Dă din picioare. Bă, cum adică? Ea e pe cărare și dă din picioare când te vede pe tine? Eu la câmp mă duc pe jos ca să... Ca să fac picior frumos. Mândra mea ziua cosește... Seara se odihnește. La București nu e așa. Dacă îmi iese în drum ariciul, eu îl... Păi altceva, n-am zis, ia pune ceva două. Nu mă, ia, gândește-te tu, bă. Tu ești cu cai. Dacă îmi iese în drum ariciul, eu îl... Păi dă-l la o parte aici, poți să fac la aici. Dă-i la o parte ariciul, dar dă-l n-ai din versuri. Deci, dacă îmi iese în drum ariciul, eu îl... Îl lovesc cu bici. Vai de capul ariciului și vai de pana gâștii! În continuare, Cătălin Botezatu vrea să le testeze feciorilor îndemânarea, precizia, rezistența. Că la capitolul creativitate s-a lămurit cum stă treaba. În ce constă această probă? Fetele vor introduce în acest bol inelul cât mai adânc. Îți le faceți așa, le amestecați bine. Iar băieții vor căuta inelul în bol. Să lăsă ajute de mâini până când găsesc chinul. 1, 2, 3 și... La un moment dat, cred că se necau cu praful acela de făină. Fuga niște purciluși așa cu râtul până făina aia, dar au fost haioși. Barmanul și cel care construiește constructorul avea în gură o cocă. Din cât au fost foarte haioși. Să aducem niște drojdie.
Cât timp băieții elimină produsele de panificație adunate între dinți, pe scenă se insinuează ansamblul de muzică și dans popular bulgăresc, care încălzește publicul pentru următoarea probă. Trecem la următoarea noastră probă. Băieți, vă rog să veniți pe scenă. În aplauzele publicului. Și eu știu că atunci când vrem să chemăm ploaia, nu? Ce se întâmplă aici la voi în zonă? Ce se întâmplă când vreți să chemați ploaia? A, nu știu asta. Sunt ziene. De Caloiană, nu l-ați auzit? Am auzit, dar nu știu ce. Dacă nici popa nu știe... Deci ce înseamnă sărbătoarea asta a Caloianului? Știe cineva? De știut se știe și se și practică în zonă. Doar că băieții din ziua de azi au alte preocupări. O doamnă din public vine să le explice. Se face un om din pământ galben, care se împodobește cu coș de ou roșu de la Paști, se duce la groapă, se îngroapă, după 3 zile se dezgroapă acest om și se aruncă în fântâni. Astfel încât se cheamă ploaia. Întotdeauna să știți că de Caloianu se plouă. Trebuie să faceți din acest pământ niște păpușele pe care să le împodobiți. Culcate sau în picioare? Culcate păpușelele? Te-ai jucat mult cu păpușele. Po. Se pare că băieții au nevoie de instrucțiuni suplimentare, așa că pe scenă apare și doamna primar să le ofere. După ce le veți împodobi, se va cânta Caloianu și apoi se merge și se aruncă în apă. Dacă Caloianu cade cu fața în sus, va ploua foarte curând, iar dacă cade cu fața în jos, înseamnă că nu vom avea ploaie foarte repede. Doamne, ce e aici? Ce e asta, mă? Băi, au trecut pe aici vacile, ce s-a întâmplat? Și le, știi cum e asta? Ca o balegă pe care ai acoperit-o cu niște flori. Ce e popul asta? Alien, ce e asta? Uite cât am mai capul ei făcut. Al doi e crăcănat. Tu ai avut versul ăla când trece mândra pe stradă să desfacă picioarele sau ceva. Că uite cum, ce sunt picioarele astea, nene? Stai șpagat, ce e asta? Îți plac ursuleții, nu? E oricum, față de ceilalți colegi, ne apropiem. La cât mă pricep eu, eu zic că asta seamănă cel mai mult a om. La proba numită ca lui Anu, în care trebuiau să construiască o figurină din lut, menită să aducă ploaia, să cheme ploaia, un ritual vechi și extrem de frumos pentru meragurile astea. A fost la fel de amuzant, pentru că nu cred că am înțeles foarte bine ce trebuie să facă. Fetele merg să ducă ritualul până la capăt și lasă pe feciori să se pregătească pentru următoarea probă. Din fața voastră și mai ales prin mâinile voastre vor trece tot felul de soiuri de pește. Să vedem dacă îi recunoașteți, da? Son! E adevărat, a ghicit! Nu e carasul, stai liniștit. Asta e biba. Caras? Nu. Son? Lin! Răspuns corect. Știu că... Răspuns greșit. Știu că... Caras. Ăsta e Lin toată ziua. Lin. Răspuns greșit. Babușcă. Răspuns greșit. Babușcă. Sabiță. Biban. Răspuns corect. Lin. Încă un răspuns corect. Som! Răspuns corect. Înțelegeți să fiu, e o probă scârboasă, pentru că mi-o s-au oribil pește aia. Și trebuie să fii chiar un conesor, pentru că doar dintr-un pipăit, nu-ți dai seama, peștii sunt unecoși la urmă, urmeit cu toții.
Măcar aici suntem lămuriți, cei doi au câștigat detașat, fiind singurii care n-au încurcat somnul cu știuca. Dar să nu se culce pe ureche, că mai avem probe. Și chiar acum urmează cea de defilare de modă. Pați de baltă, lui Cătălin îi vine ideea să-i bage cu capul în apă, să vadă cât de mult rezistă fără să respire. Atenție! Te ține costumul, nu? De la mușchi. 1, 2, 3 și... Am intervenit, dacă o să vedeți pe filmare, la câțiva care trișau. Ieșeau cu partea din fața capului afară și respirau. O fi murit? Avem un câștigător, Călărețul. După o mică pauză, în care flăcăii se usucă și se îmbracă, urmează mult așteptata probă de talente, la care fiecare trebuie să arate ce știe să facă mai bine. Popo, ești primul. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Când eram tânăr fecior, eram fala munților, umblam ziua la vânat prin codrul verde de brad. În timp ce unul dansează cum poate mai bine, altul își demonstrează talentul la cimentat ziduri. Rămas ultimul și în pană de idei, flăcăul, poreclit Călărețul, se hotărăște să facă orice. Orice ar dovedi că ar face orice să câștige. Ce-a fost, mă, asta? Nu ți-a ieșit, nu? Puțin inventiv, nu mi-a plăcut. Ei n-au înțeles că talentul nu înseamnă să te bății puțin sau să behăi. Talentat a fost băiatul acela care a spus, dom'le, eu știu, sunt constructor, știu să construiesc, asta fac toată ziua, asta o să demonstrez, ăsta e talentul meu. Mă așteptam la mai mult de la el. Și acum urmează o probă care cred eu că este foarte frumoasă, pentru că această probă înseamnă tradiție. Respect pentru glie, pentru locul de unde ne tragem și nu în ultimul rând, respect pentru dumneavoastră. Este proba costumului popular tradițional. Vii pe scări de la baltă de la Dunăre, când coboară toți din barcă la păi tuiure.
Bobo, tu ești primul. Joc și voie bună. Hai bă, hai și voi aici pe spate! Bravo, aplauze! Aplauze și pentru fete! Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei seri și de alegerea unui câștigător. Înainte de a decide, Cătălin Botezatu vrea să afle de la Flăcăi de ce sunt ei mai mândri în satul lor. Succes! Fără Caterinca Popo, asta e treabă serioasă, de promovare. Eu sunt mândru de satul meu, deoarece tradiția se păstrează în fiecare an. Sunt foarte mândru de satul nostru, pentru că avem niște oameni deosebiți. Vă poftesc cu Micu Mare să vizitați lacul Razel. Avem un lac foarte frumos. Vă poftesc la un mic cu ciușcă și ardei. Sunt mândru de satul meu, că sunt oameni muncitori. Sunt mândru de satul meu, avem niște oameni gospodari buni, săritori. Și sunt și de gașcă unul. Și uite așa se sfârșește și această finală locală. Ciamurlia de jos din județul Tulcea e pe cale să-și dea reprezentantul pentru capitală. E greu să găsești criteriile de alegere pentru acești Flăcăi. Dar se pare că domnul Botezatu s-a descurcat. Doamnelor și domnilor, la miz băiatul de la țară, Ciamurlia de jos, eu am ales să meargă mai departe la București. Am ales să vă reprezinte satul și la propriu și la figurat, un cioban. Ciobanul Ion. L-am văzut determinat, poate că și de aceea a avut de la mine susținere permanentă. Indiferent că a gafat de multe ori, dar eu n-am punctat asta. L-am văzut foarte determinat, foarte puternic, foarte hotărât și foarte ambițios. Da, mă așteptam să câștig. Când mi-a strigat domnul Cătălin numele, am simțit o bucurie în suflet. Eu nu am ales un filozof, nu am ales un cărturar, nu am ales, am ales un bărbat neauș de la țară, un Flăcău, cu calitățile unui Flăcău, care să fie zdravănc. Ionel Ciobanu muncește de când era mititel și cel mai mult iubește să lucreze și să alerge cu caii lui. E ambițios, determinat, încăpățânat și sigur pe el, chiar dacă experiența lui de viață se rezumă la ce a trăit în satul natal. Mă sperii puțin că încă mai există oameni care nu au contact cu lumea exterioară, care n-au ieșit. Și când spun n-au ieșit, din 6 băieți, 4 n-au ieșit din această localitate. Aștept la în București să mă pregătesc foarte bine și să apară și rezultate. Să încerc să fac tot posibilul și să câștig. Câștigătorul se mândrea cu faptul că a fost odată într-o vacanță la Sibiu. E nedrept ca atâția oameni să trăiască astfel. Domnul Cătălin, sunteți un om deosebit și vă promit că nu o să vă dezamăgiți niciodată.